Spectacolele Teatrului Toma Caragiu din Ploiești sunt apreciate de oamenii de cultură, așa că organizatorii de festivaluri nu ratează ocazia să invite Teatrul Ploieștean să-și prezinte producțiile și pe alte scene din țară. Ce înseamnă pentru Ploiești, însă pentru Teatrul Ploieștean în această perioadă? Înseamnă perioada invitațiilor, în care suntem invitați la festivalurile din țară. Săptămâna trecută ne-am întors de la Festivalul Monodrame al Teatrului din Bacău, unde am participat cu spectacolul Ciao Bella, iar săptămâna viitoare înseamnă trei spectacole care pleacă prin țară. Unul la Festivalul de Animație de la Galați, festival cu o tradiție foarte mare și de la care putem spune că Teatrul Ploieștean nu a lipsit, cred că la niciuna dintre ediții, vorbind de teatrul de secția de animație a Teatrului Toma Caragiu. Apoi, în 26 și 27 mai, actorii Teatrului Ploieștean vor fi prezenți la Teatrul George Ciprian din Buzău, unde va avea loc cea de-a 18-a ediție a festivalului Buzău iubește teatru. Aici vor pune în scenă spectacolele Funny Money, producția secției dramă, și piesa pentru copii Cuibul de Clovni. Spectacol deosebit, un spectacol în premieră, aș putea spune, chiar în lumea teatrală românească de acest gen, pentru că este un spectacol gen comedia de la arte, spuneam rar, dar des întâlnit pe piața teatrală din Europa, mă refer acum, și un spectacol non-verbal, așadar îl putem juca oriunde pentru că nu avem această barieră a limbii. Cuibul de Clovni va fi jucat și la Reșița în data de 18 iunie. Următoarea participare a Teatrului Ploieștean este la Festivalul de la Reșița, Teatrul de Vest din Reșița, un festival mai tânăr, mai nou, aflat la a treia ediție, iar Teatrul Ploieștean de asemenea va participa cu două producții, spectacolul Toxic în regia lui Florin Piersi Junior și Cuibul de Clovni, cum spuneam, cel mai recent spectacol al secției. Spectacolul Toxic a participat și anul trecut la Festivalul Național de Teatru Săptămâna Comediei de la Brașov, unde a fost recompensat cu premiul special al juriului la Festivalul Internațional de Teatru Liviu Ciulei de la Pitești și Festivalul de Teatru Versus Râmnicu Vâlcea.